omul bolnav, îl moare, îi pun lumina în mână, aprinsă, și când a murit, îl pun jos, îl spală, îl îmbracă și atunci îl îmbracă cu haine bune și îl pun pe masă și atunci pun cu fața către răsărit și atunci îi pun crușe de alun la el, la cap, în copârșiu, nu în mână. În mână se pune crușe de șară, de șară și... Statul care lui, așa ar trebui să fie cât e înălțimea omului. Vă mulțumim că așa cu așa, dar înainte așa se făceau, să da, le-au cumpărat. Le-au cumpărat și îl pun la mort. Și atunci se prevedează mortul toată noaptea, cine vrea și cine face bine, să vină să șadă cu el până dimineața. Mortul nu se lasă singur. Nu se lasă niciodată. Și atunci, dimineața se strigă zorile, și peste zi vine când în ziua de groapă. Vine tămâierea făcută de preot. Vine... Se tămâiază mortul, întărgisările. Și atunci, când în ziua de se mormântează, vine preotul, vin gropașă, îl iau și îl duc, mai ziceți voi, îl duc, îl duc cu ceva, mașină, o duc în spațiu. Și steagul la poate să pune la așteptat atunci, când a murit mortul, să vie, să aduce, să aduce, să aduce crâznicul de la biserică, să aduce steagul, să pune în poartă. Și să iau colașii la cimitir. Să fac colaj mari care să dau la gropaș. Colașii de vamă. De vamă. Deci câți gropași aia, câți a colaj. Nu, gropaș. Și în biserică, când după ce dă să plece cu mortul din biserică, după să face slujba mortului, să dă un colaj din ala de vamă peste sicriu. Da. Care trage, de care trage clocătile. La crâzni. Deci câți sunt? Copiii care duc de pici de câți sunt? Trei sau cinci. Trei copii sau cinci? Gropașa așa, ori șapte, ori 11. Da, în funcție de cum ești pământul, nu cum îți dai. Da, cum e omul, cum e omul din bogat. Da. Dacă poate să ducă să facă. Și cu brapul ăia câți sunt? Trei oameni cu brapuri, cinci copii cu răpijile. Și atunci popa și cântărețe care cheamă gazda, cât cheamă gazda. Și atunci lumea se cântă. Care... Și oamenii ca, și persoane care, femeile da, care vin să cânte, da, nu? Care petrec mortul. Satul prețește, vin și neamuri, vin și de pe alte sate, dar satul el e primul. Și scândurile care se pun la... Se pune o scândură... De care e puncea. Puncea. Pe pod. Deci, primul pod care, dacă ești mai departe de pod, duci scândura până unde e podul. Unde trece mortul pe prima dată pe apă. Da, pentru că le-au luat scândura și-au dus-o și la alt pod. Da? Da. Deci nu se pune în fiecare pod altă scândură? Nu, nu. Deci nu o scândură este asta. Scândură și la unii acolo la asta, dar unii o iau și o duc și la alt pod. Da, Dumnezeu știe. Așa. Și la biserică ce slujbe să fac? Rodul mortului. Și slujba lui Lazar, nu? Sau aia nu mai face. Nu se face înainte, afară. Am înțeles că face numai la cerere acum sau cum? Nu se face nici la cerere. Dacă se face, se face în biserică, știi? Tot acolo lasă, ala și trage ale, dacă nu mai e gata. Nu mai e, că e prelungește. Prea mult. Și la biserică, singura pregăceală e sub copârșou pusă o bătură? Da, o strancie. Să nu fie pe... și pe jos, la biserică. Pe locul ăla, da. Și se duc la progadie și face prohodul mortului și atunci popa genunțează și trebuie să-i pune prosop și genunți popa la progadie. Să face genunțație și să... Ce că nu știu cum să spune, să duce cu vinul ăla. Trebuie îngotorița aia care scola și trebuie și o iagă cu vin. Vă la stropește mortul când a băgat în groapă, știi? De cu, da, cu, vin. Cu vinul ăla, acolo, țipă, cu sticlă, cu tot acolo. Și să mai aruncă și cu bani. Și care vreau să mai țipă, și bani, și bani să mai țipă. Dar până n-am mai văzut. N-am mai văzut. Nu să mai țipă bani. Nu mai știu, să țipa.
După știi care ăștia mai țină să pa bani mai mulți. Atunci lumea buie de acolo și vine acasă la pomană. Pomană. Vine popa, face slujbă, slujește pomana, face și ștani în casă și atunci vin gropașul și face cine cea, mă neamă. Și ștania cât timp să ține în casă? Aia în rămâne. Până schimb bufele. Aia știi? Aia să ține o anumită perioadă din aia. Nu, aia e pusă definitiv, că e șestania și în șestanie, în mijlocul ei, nu-i bănuț. E bănuț. Păi tămâie. E tămâie. Da. Păi ea e sfințită, e tămâia. Deci prima ar veni la trei zile, nu? Acasă făcută, prima pomană. Da, prima e atunci, prima pomană mare e când îl îngroapă. Da, dar vine la trei zile, la trei zile. Da, la trei zile, da. Așa la 9 zile, atunci la 6 săptămâni, la jumătate de an și anul. Așa. Și ce mai specific? Se dau niște căni odată, nu? Da, sau... asta depinde de cum are omul. De la casă să rămâne oricum, ar trebui să se dea și căni și să se facă și parastasă. Așa. Că la 40 de zile zice că pleacă sufletul, dacă sufletul pleacă să vadă cât îi pare de rău la care a rămas, familia, cât a rămas. Cu ce pleacă să te rogi pentru sufletul lui. Așa. N-am dat-o și la anul. La jumătate de an. La jumătate de an. Păi care au să facă? Dar nu cu vasă, nu. Plomană se face. Cam de două ori, ori să pune cu vasă, de două ori. Așa, așa, săptămâni și la anul. Și la anul noi. Fiecare cum poate.